Alinierea. Drept. Bună ziua! 1, 2, 3, 4, înapoi. 2, 3, 4, respirăm. 2, 3, 4. Așa și încep orele de educație fizică elevii liceului teoretic din satul Lăpușna, Hâncești. Zina Pârău este profesoară în această instituție de aproape 4 decenii și spune că niciodată nu s-a gândit să își schimbe locul de muncă. Dorința mea de a fi profesor de educație fizică a venit de la profesorii de educație fizică. Lucrez din, după cum v-am spus, din 1984. Orele mele de educație fizică mă străduiesc de la fiecare oră să fie diferite. Adică nu numai gimnastică, ori numai basket, ori numai atletism. Ori... La fiecare oră ceva schimbări sunt. Dorințele mele sunt foarte mari și ei știu de asta. Cine cere calitate, cere și cantitate. Pentru că în prezent elevii sunt atrași mai mult de gadgeturi, profesorul trebuie să-i poată determina să vină la ore și să muncească și chiar să fie premiați în cadrul competițiilor. Dacă nu mi-ar plăcea, n-aș fi aici de mult, dar așa sunt patriotă. Una dintre cele mai importante cupe, jocurile sportive pe meleagurile natale, militare. Acolo avem clipa siderală, campioni tripli la clipa siderală. În următoarele avem cupi la basketbol, cupi la Olimpiada Educația Fizică, atletism. Elevii au îndrăgit-o atât pe profesoară cât și orele de educație fizică și spun că pe zi ce trece devin tot mai puternici. Îmi place foarte mult că e foarte activ, adică dacă ceva, de exemplu, noi nu putem, vă zice, hai că mai puteți în coleacă, adică îmi place, este foarte bună. Mie îmi place la această profesoară că este foarte activă, fizica sora mea, este foarte distractivă, are idei, la orice lecție are idei foarte interesante. Ea tot ne spune, hai că puteți, puteți și da, ne dă, facem și o mică pauză și apoi iarăși. Ne dă puteri ca să mai facem exerciții. Ce ai învățat de la ea? Nu știu, să alergi mai rapid, să sari, să nu... Să am încredere în mine. De la profesoară ai învățat, dar cum ți-a dat această încredere? Prin încurajare. La orele de educație fizică. Da. La orele de educație fizică îmi place pentru că doamna Zina ne învață ca să fim mai puternici și mai răbdători, să avem mai multă dragoste de sport și de educație fizică. Cel mai mult îmi plac jocurile de echipă, pentru că învățăm să concurăm între noi și învățăm în același timp să fim o echipă. Și dacă o echipă câștigă și una pierde? Ne încurajăm și spunem că data viitoare vom fi mai buni și vom câștiga. Profesoara mărturisește că i-ar plăcea să știe că este apreciată de discipolii săi, că aceștia să vrea să o vadă chiar și după absolvire și să se întoarcă mereu cu drag la școală. Ar fi o răsplată pentru munca depusă. Dacă nu iubeam, nu. Vă spun că asta e sănătatea mea personală și sănătatea copiilor. Cu ei mă distrez. Mai planificați mult să lucrați ca profesoară de educație? Cred că da. Când n-as mai pot, eu singura să cedez și să mă retrag din... ca profesor de educație fizică.